Hai, bă, frate, care erau șansele să găsești și o bază secretă și mecheră și să fie al lui Andrei? Adică, care erau șansele, gen? Ia, oare îmi recunoaște fața? Bă, what? Îmi recunoaște fața? Ce? Andrei! What? Andrei, ce faci? Andrei, au! Salut, ce cauți aici? Bă, stai că mură! Andrei, în primul rând, ce cauți tu aici? De când ai o asemenea bază? Păi asta e baza mea? Ok, m-am prins, dar de când ai așa ceva, gen? Adică, what? Păi, de mult? Bro, cât de tare e! Ai de capul meu! Ai până și mașină de jucărie! Păi bă, Andrei, în primul rând, vrei să-ți fac turul? Normal că vreau să-mi faci turul aici, nebun, dar înainte de toate, vreau să le aduc aminte, gen, abonaților, știi tu, să dea un mare like pentru tur, măcar un subscribe, un clopoțel și de asemenea ce ar mai trebui să dea abonații acolo pentru zi tu, pentru experiența așa plăcută, pentru, practic, gen, ce trebuie să mai facă oamenii, ce zic eu mereu că ar trebui să mai facă oamenii, o găleată de lavă pentru, bă, nu, what, na, poftim. Bă, câte etaje aici și câte... Mi-a dispărut pâine. Ok, ce aici? Vreau să văd, ce asta? What is that? Ți-a căzut? Mamă, frate, bă, câte ai mai aici? Da-te încolo că ăsta e loc de pescuit! Ai de capul meu! Nu te cred că ai așa ceva, Andrei. Mă, bă, de ce nu merge? Andrei, de ce nu merge să pescuiesc? Ok, o să o las. Bă, de ce nu mai pot să o las? Andrei, e foarte ciudată baza ta, sincer. Nu înțeleg de ce e așa ciudată. Ok, ce altceva mai avem pe... Nu te cred. Nu te cred că ai un stadion de... Bă, de unde a apărut un ghest în spatele meu? What? Bă, Andrei, e un ghest aici. Ce caut un ghest? E prietenul meu? Ok, spune prietenului tău că mă deranjează, sincer. Poți să scap de el, te rog? Andrei, ce e baza asta? Am vrut și eu să... Nu-l mai bate pe excelent așa, mersi, bun. Bă, Andrei, nu te cred că efectiv ai un mare stadion aici, gen. Uite, e prietenos. Da. Bă, lasă-mă, frate, cu prietenul tău. Hai să-mi prezint stadionul. Ok, hai să-mi prezint despre ce e vorba. Băi, în flăcări, what? Mamă, prietenul tău e cam nebunatic, sincer să fiu. Cam făcut năzbătii pe aici. Aici e... Bă, frate, efectiv... Aici e arbitru, să trăiți, mare onoare. Bă, Andrei, dar poți să-mi întreb și eu ceva? De unde... Bă, stai, hai să ne jucăm înainte de toate. Bă, alo, bă, mustață, bă, stai, am o întrebare pentru tine. De unde ai atâția bani, gen? De unde ai avut atâția bani pentru așa ceva? Păi, ia, chiar am făcut iar rată. Ai de cap... Ok, de data asta ești pe cont propriu, oricum. Bă, ai de capul meu echipament. Echipament, fii atent, ia-ți albastru, eu sunt roșu, hai. Oh my god, hai să jucăm fotbal. Let's go, mamă, genial, efectiv genial, hai. Bun, hai, 3, 2, 1, start. Ok, easy, mamă, stai să vezi ce, mamă, oh, easy. What? Bă, Andrei, cum a murit în timp ce jucam fotbal, efectiv, gen? Ai alunecat? Ah, ok, da, e o chestie destul de plauzibilă pentru Minecraft. Out, bă, distrugi terenul. Out. Hai, dă-i, zi. Bă, frate, de ce distrugi terenul, ești nebun? Hai zic. Ce, bă? Bă, dar cum se face că de fiecare dată când sunt pe cale să dau gol, mor? Cum se face? Gen, efectiv. Păi ce? Efectiv, ce? Păi, nu există o explicație logică la așa ceva, Andrei, totuși. Eu refuz să cred că ai o explicație. Ce se întâmplă? Ce? De ce se spawnează Lilie și de ce mignori? Ok, nu știu ceva. Fii rai tu să fii. Și... GOL! Bă, ce? Bă, what? What, bă, ce se întâmplă? Andrei, scoate-mă de aici! Ajutor! Mă, tare, sincer, nu mai vreau să joc fotbal meu.
Da, ok, bine. Gol. Nu mai vreau să joc fotbal. Și ceva, trofeul este al meu. Este al meu. Bă, Andrei, ai și golf? What? Dă-te încolo, că omul meu are și golf. Ai de capul meu. Au. Ok, cred că nu așa se... Ah! Bă, hai să jucăm! Fii atent. Deci îmi iau de toate puterile posibile și facem în felul următor. Eu primul, după care tu, da? Și trebuie să dăm din cele mai puține mutări posibile. Deci din cât mai puține. Ok, hai să vedem. Ok, o dată. Bun. O dată. Bun. Ai de... Cum fac aici, efectiv? Să nu o dau afară. Ai de capul meu, bă, stai mă afară, gata, ho, rândul tău. Hai, deci eu am dat-o afară. V-am, nu, cred că trebuie să încerc din nou, nu, dacă, da, încerc din nou. Da, ok, ok. Bă, nu, actually nu, resetăm, ok, deci 1. Ok. Bă, frate, dar e corect, stai, de ce faci asta? Bă, da? Cum să fie corect? Bă, Andrei, cum să fie, ok, nu mai ating, aia zic, bun, hai. Nu cu ce mai... Bă! Hai mă, Andrei, bă! Mama, bă, Andrei, bă, mă enervezi! Hai, rândul tău, hai, dacă ești tu șmecher, hai să te văd, ia! Hai să vedem, ia, Andrei la golf, rândul lui, ia! Bro! Bro, e... No, eu renunț, eu renunț. Altceva mai corect și mai fair play găsim în ba... Bă, ai o bază extrem de mare asta, Andrei. Oi, doc. Bă, Andrei, dar tu câți angajați? De ce lucrează ăștia în primul rând? De ce ai angajați? Păi, bă, Andrei, de când ai atâția bani în primul rând? Adică, eu nu te știam așa. Aranjează lucruri? Ok, presupun. Hai de cap... Wow, ce e aia și de ce e securizată? Da, e aur. Da, e mai multe. Da, Andrei, nu o să te corectez la gramatică, dar adică ce? Cum adică? De ce e mai mult de atât? Ce că mi-a dat tata șulcărul ăsta? Da! Tatăl tău îl moștenesc și... Merge din generație în generație... Cu ce e în el? Nu te atinge de el? Adică șulcărul ăsta te iau... Ok, nu are decât să mă ating de el, îți promit, dar... Tu vrei să-mi spui că șulcărul... Andrei, nu încerc să-l fur sau ceva, promit. Deci tu vrei să-mi spui că șulcărul ăsta de aur... Efectiv ți l-a dat tatăl tău moștenire. Asta vrei să-mi spui tu? Și merge din generație în generație, wow. Bă, chiar tare, n-am de ce să mint, chiar super mișto. Și e o poveste destul de mișto. Bă, dar tu vezi ce face la acolo? Da, ok, bun, revenind. Hai să vedem. De ce e camera asta închisă, în primul rând, gen? De ce e chestia asta închisă aici? Pentru că e ceva secret. Ok, ia să vedem ce avem, ce ascunde Andrei. Bă, Andrei, păi și nu mai arăt și mie ce camera asta, că ce poate să fie atât de wow? Hai, bă, pe bune! Este ceva... Bă, Andrei, ne cunoaștem... Bă, sunt singurul tău prieten. Realist vorbind. Ce are legătură cu... Cu ce, mă? Bă, sunt singurul tău prieten, adică tu chiar nu o să-mi arăți și în camera... Ok, ăla e, da, moșine de familie, ți-e frică să nu-l fură, deși n-aș face niciodată așa ceva. Dar de ce nu-mi arăți? Nu ți... Andrei... Hai să fim serioși, pe bun. Bă! Ha, mă, Andrei, te rog, arată și mie. Bă, doar vreau să știu ce... Bă, este bine, ok, dar... Dar ce, nu ți-a arătat? Da, mă, da, doar sunt al naibii de curios. Hai, mamă, bă, de... Mamă, chiar vreau să văd asta. Ok, bun. Ok, what? Ce? Wow, ce? Sunt niște... Oh! Sunt niște scrisori? Atât? Pentru... Cine? Sau de la cine, gen? Da, adică... Și de ce să ai securizat niște scrisori? Nu contează asta? Bro, de ce ai securizat niște scrisori? Au! Vreau să știu mai multe. Arată-mi-le!
Nu, nu, nu. Ok, bine. Fraților, cândva o să mă întorc eu aici și o să intru prin infracție, deci dacă vreți să facem asta, lăsați un mare like. Ok, da, mă, Andrei, bine, hai să zicem. Ok, hai să continuăm să vedem ce mai avem. Bă, dar numai chestii securizate. În asta ce mai poate să fie? E un Ender Chest amărât. Ce? Acolo e Ender Chest-ul. Unde? Da, la asta gen, e pentru toată lumea, gen. Adică, practic, Ender Chest-ul nu e doar pentru tine. Adică, Ender Chest-ul să nu-mi fure. Ah, ok, da, are sens, are sens. Da, ok. Aici ce mai avem? Ia să vedem. Armura asta ce? Că e armură diamond banală, sincer. Care e faza cu armura asta? Păi? Păi ce? Cum adică? E o armură de diamond banală, două încolo de armură. A fost... A lui străbunicul în război. Bă, lasă-mă. Ok, interesant. Bă, da, foarte interesantă camera asta cu valori și cu secrete și cu... Oh my god, Garfield. Ai de capul meu și frumos. Ok, bun, bun, bun. Next. Bă, dă-te încolo. E și Tom pe aici. Bă, Andrei, hai să ne înțelegem. Tom e doar al meu. Și atât. Ai înțeles? Bun. Bă, dă-te încolo că ai lift. What? Ok, unde am ajuns? Wow! Bă, frate, câtă bază ai! Doamne, uite, ia vezi fereme la omul meu. Ia, aici e ferma mea. Ia vezi, bă, băiatule, ia, ce mai are pe aici? Ia vezi copaci! Băi, tu ești nebun, tu nu ești sănătos. Tu nu ești sănătos, efectiv, bă, înțeleg că ai făcut o rată la bancă, da? Spawn horse? Ah, lol, spawn asta că lui de aia micuț, lol. Wow, bă! Ce se întâmplă? Andrei! Mamă, fițiar prietenul ăla al tău. Bă, ok, sunt... De ce e imensă? Nu mă pot prezenta într-un singur clip. Asta e clar, mai revenim. Dar, nu că e mare. Da, e gigantică. Da, ideea în felul următor. Ce zona asta și de ce ai un calculator aici? Adică s-ar putea să mă intereseze, sinceră. Ok. Dă-te încolo că ai camere. Du-te că nu te cred că ai. Bro, literalmente omul meu are camere, gen. Fii atent, vreau să te duci la garajul pentru mașini. Să văd dacă te văd pe cameră. Ai ajuns acolo? Ești acolo? Da? Ia mă, hai să văd dacă îl văd. Ok, stai, previous. Mă uit la cameră. Dă-te încolo că te văd! Ai de capul meu, omul are camere, sunt o cameră! Mă uit la cameră, da, mamă. Ok, asta e incredibilă. Bă, Andrei, sincer, mi-a făcut plăcere să-mi prezinți baza ta și mai e o grămadă de prezentat, sincer. Așa că îmi prezinți și data viitoare, nu? Adică faci și o parte a doua? Dacă vor și abonații, să dea un like. Ne vedem data viitoare, pa, pa!